dată Guvernul României, domnul Grindeanu, Ponta și celălalt ministru. Pe de altă parte, că în coaliția de guvernare și cei care au câștigat alegerile, în momentul acesta este haos. Însă, ceea ce se întâmplă, cred că afectează și procesul democratic din România, pentru că eu nu cred că domnul Grindeanu, de capul lui, a pornit această luptă cu PSD. Ca să te angajezi la un război deschis cu PSD, nu este suficient să l-ai alături pe Victor Ponta. Deci eu cred că în spatele domnului Grindeanu sunt forțe oculte care sunt reprezentate de sistem, așa cum îl definim noi în ultima perioadă în spațiul public, iar încercarea aceasta de a avea controlul asupra guvernării este, așa cum s-a întâmplat și după evenimentul tragic de la Colectiv, atunci când a fost dat jos guvernul Ponta și a venit guvernul tehnocrat, este un atac la democrație, un nou atac la democrație. Deci cred că domnul Grindeanu este, cu voia dânsului, presupun, nu cred că în mod inconștient, un instrument în acest moment în care lucrează în favoarea planului sistemului de a prelua guvernarea, în mod nedemocratic, guvernarea din România. De aceea spun că nu e doar o criză în PSD, este un fapt grav care afectează procesul democratic din această frământată țară est-europeană. Puteți să detaliați un pic ce înseamnă sistemul? Parte din Serviciul Român de Informații, parte din instituții, oameni care sunt în fruntea instituțiilor de forță, din fruntea instituțiilor care țin de justiția din România. Deci același sistem despre care vorbim de în ultimii doi ani cel puțin și care s-a interferat cu politicul de fiecare dată de câte ori a fost o oportunitate sau o ocazie, iar dacă nu a fost, a fost provocată, de a prelua puterea de la politic și de a prelua puterea în România. Eu când mă uit de cine se susținut domnul Grindeanu, nu am niciun dubiu că în spatele lui se află sistemul. Aceiași oameni care fac apologia lui Coltea și a lui Chioveși, aceiași oameni din presă și din societatea civilă care ridică în slăv și ies să susțină întotdeauna punctul de vedere al reprezentanților sistemului și al sistemului în general, sunt în spatele domnului Grindeanu în acest moment. Evident, Dragnea este un lider politic slab care a adus numai de servicii Partidul Social Democrat, fără personalitate, un laș, s-a dovedit un laș în evenimentele importante din ultimul an și jumătate de când este în fruntea PSD. A făcut o greșeală de neînțeles, încercând în schimbarea în felul acesta a propriului guvern. Dar cu toate acestea, în acest moment, domnul Dragnea, el însuși la un moment dat, crezând că are înțelegere cu Coda și cu sistemul, în acest moment se confruntă gruparea Dragnea sau Dragnea și cei din jurul lui din PSD, că sunt mai mulți decât în jurul lui Grindeanu, se confruntă cu însuși sistemul. Bătălia nu este cu Grindeanu. Ce caută Victor Ponta în condițiile astea lângă Grindeanu? Probabil că aici este o analiză care trebuie făcută pornind de la lucruri pe care, despre care nu sunt sigură în momentul acesta. Cert e că domnul Ponta abia așteaptă revanșa asupra domnului Dragnea și probabil că ăsta este un argument personal pentru care s-a poziționat nu atât alături de Grindeanu, cât mai ales împotriva lui Dragnea. Ce ar trebui să facă Liviu Dragnea în continuare? Din punctul meu de vedere, trebuie să țină partidul aproape. Există suficient de mulți oameni șantajabili care ar putea fi împinși să îl susțină pe Grindeanu în momentul acesta. E suficient de mulți parlamentari în PSD, în ALDE, în PNL, nu mai zic. PNL primește ordinul de la Cotroceni, de la sistem și îl execută. Care să meargă să susțină acești politicieni, acești parlamentari, să meargă să susțină guvernul Grindeanu. Ca urmare, cred că dacă este realist Liviu Dragnea, nu că ar merita să conducă partidul ăsta, dar dacă asta este, ai de ales între două rele.
dacă este realist în acest moment, ar trebui să încerce să-și țină partidul aproape de el și să devoaleze exact ce reprezintă tabăra Grindeanu de fapt și să arate celor din partid că nu mai este cel de acum câteva luni când a încercat să salveze propria piele aruncând partidul în haos, ci că e un lider care își conduce cu mână foarte și în interesul PSD, partidul în fruntea căruia a fost ales. Deci a trebuit să dea un semnal că nu își mai pune gașca lui în fruntea partidului și în guvern, ci că vine în fruntea guvernului pe care îl va propune cu oameni de partid, cu oameni susținuți din teritoriu, nu știu, are suficienți lideri pe care îi poate promova, să nu mai vină cu încercări cum a fost Grindeanu sau cum a fost Saidec sau pe cine a mai încercat el din Carmen Dan, din propriul anturaj să impună în fruntea guvernului și în fruntea PSD. Deci va trebui să dea un semnal clar că a înțeles lecția aceasta de a conduce, cum spunea fostul președinte Traian Băsescu, PSD-ul și de a conduce la vârf, la București, politica românească precum la Telorman, că a înțeles lecția că nu se poate așa și că dă partidului ceea ce merită, respectă liderii lui și dă ceea ce merită.